Bun găsit! Căldura ne dă și astăzi bătăi de cap. Aproape toată țara va fi cuprinsă de o cupolă de foc chiar și în următoarele zile. Meteorologii au emis două atenționări de cod portocaliu și cod roșu de caniculă până luni la ora 10. Așadar, în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, valul de căldură va continua să se intensifice și se vor înregistra temperaturi de 41 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor fi tropicale. Minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Așa cum spuneam, vremea va fi caniculară în majoritatea zonelor din țară, iar atmosfera va fi sufocantă. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar soarele va fi arzător pe tot parcursul zilei. În zonele de munte apar ploi sporadice, iar vântul va avea unele intensificări în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 40 de grade. În capitală vom avea o zi toridă, cu soare nemilos și o maximă de 40 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi major, iar căldura va fi greu de suportat la orele amiezii. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 40 de grade se vor înregistra la Timișoara, 39 de grade vor fi la Iași și la Craiova, 34 de grade la Constanța. La munte, nici urmă de răcoare, va fi extrem de cald, predomină atmosfera însorită până spre seară, când vor fi câteva averse însoțite de tunete și fulgere. Prin stațiuni, maximele vor ajunge la 30 de grade la Predeal și la Poiana Brașov, 29 de grade se vor înregistra la Sinaia. Pe litoral, vremea va fi foarte caldă, cerul va fi senin, iar briza se va simți ușor. Indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, așa că mare atenție cu expunerea la soare. În aer vor fi 35 de grade, iar apa mării va avea în jur de 27 de grade. Haideți să vedem ce se întâmplă și în restul continentului. În continuare, vremea va fi caniculară în peninsula iberică, iar în nord-vestul continentului vor fi ploi însemnate cantitativ, vijelii și posibil căderi de grindină. 34 de grade se vor înregistra la Madrid, 21 de grade vor fi la Paris, 19 grade la Londra. În peninsula scandinavă întâlnim vreme răcoroasă și ploioasă cu maxime de 19 grade la Copenhaga, 22 de grade vor fi la Oslo. În restul continentului, valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor fi în creștere. 34 de grade vor fi la Roma, 36 de grade la Atena și la Budapesta. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Va fi exagerat de cald în aproape toate regiunile, iar disconfortul termic va fi deosebit de ridicat. Spre seară sunt posibile ploi în zona montană, iar vântul va adia ușor. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 41 de grade la umbră. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info.